Paulo spune că acest titlu este nu numai adevărat, ci indică o primejdie reală. Am cumpărat rochia din Odessa, de acolo de unde ar putea să înceapă sau de unde a început noua Rusie, de unde Caterina cea Mare a început să construiască noua Rusie și de unde și-a întins-o pe tot litoralul Mării Negre. De fapt, pericolul pentru România de acolo ar putea veni. Spunea ieri George Friedman într-o conferință la Sibiu, România nu este deloc pregătită să-și apere coasta Mării Negre. Eu cred însă că rușii nu mai vin nici cu tancurile, nici cu armata, nici cu flota și cred că nici cu rachetele nucleare nu ne amenință. Ei ne amenință pentru că noi suntem slabi, pentru că avem guverne slabe, nehotărâte, pentru că avem partide care militează împotriva valorilor occidentale, a statului de drept, a multinaționalelor, a băncilor străine, a tot ceea ce vine dinspre Occident. Cred că divizarea din societatea românească este nișa pe care au venit deja rușii. Ei n-au nevoie nici de tancuri, nici chiar de un post de televiziune rusesc. Guvernul nostru face toată treaba. Noi facem toată treaba pentru ei. Sunt atâția idioți utili în jurul nostru, i-a puzim seară de seară și cred că rușii n-au nevoie să mișcăm nimic. Am văzut că în Letonia, de pildă, una dintre marile bănci a fost descoperită că spăla sume imense de bani folosiți apoi pentru manipulări politice în Europa de Est. Tentativa de lovitură de stat din Muntenegru a fost finanțată printr-o bancă aflată în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e vulnerabilă pentru că, spre deosebire de Rusia, nu are o strategie comună. Rusia probabil este singura putere europeană care are o strategie clară de politică externă și vrea să revină într-un spațiu în care a fost prezentă, pe care l-a pierdut, dar nu vrea să revină fizic, vrea să cucerească pas cu pas, vrea să-l folosească, vrea să-și folosească influența, nu numai simbolică, materială și pârghile politice, iar România dă o mare mână de ajutor. Explic în textul pe care l-am scris în această carte, care sunt căile pe care mai pot veni rușii. Sper să vi se pare interesant. Mulțumesc frumos, îi dau cuvântul profesorului Stanomir, care are un text care ne luminează asupra relațiilor